Bun, hai să vedem ce zice și cum vede viața din Spania, Robertiță. Că poate el o vede altfel decât noi. Robert, salut! Vă salut! Aoleu, ce cadru! Soarele răsare! Da, ce cadru! Ce cadru! Robert, ce faci? Cum a fost, așa pe scurt, cum a fost partida seară? Te-ai ofticat? O partidă disputată, decisă de un arbitraj mediocru, de niște decizii ciudate și luate în timp real și după ce domnul din tir s-a uitat pe monitoare la fazele respective. Bun, o practic rapidul nedreptățită, adică nu că i s-au furat, că nu se pune problema de asta, fiindcă centralul a fost ok, nu mi s-a părut vreo manieră. Însă un penalti poate cât un titlu? Păi e viciere de rezultat și vicierea asta de rezultat, conform calculelor, duce la 4, 6 sau 8 puncte după înjumătățire. Hai că nu știai că marchează din penalti. Nu, dar îl dădea. Ok, lasă să rateze, dar dă-i ce e de dat. Lasă să rateze. Schimbă foarte mult datele problemei decizia asta de arbitraj. Foarte bine spune Adi, nu știi dacă marca sau nu. Bă, dar dă-l, că e minutul 86. Dă-l, ok, la Crașnici zici că, domne, că sunt circumstanțe, nu sunt, ok. Mă, dar Maldonado face blocaj ca la fotbal american. Păi dacă era la alea, la Liga celor 5 națiuni sau 7 sau turneul națiunilor, păi îl și elimina. Îl lăsa puțin afară să se uite la meci. Tocmai din cauza asta n-a dat penalti, pentru că a crezut că e la Ruibi. Se poate. Vezi că ți-a șutit tu, te-a trecut unul și ți-a șutit portofelul. Nu, că e român. Auzi? Dacă ți-a trecut unul de două ori, o dată ți l-a șutit, a doua oară când a auzit ți l-a lăsat când a văzut că ești vedetă dacă de, la televizor. Dacă tot stai cu noi 10 minute, pune ceva, un pahar lângă, că poate îți mai lasă câte un euro dacă te stai genunchi așa. Da, ne ajută să, dar nu, auzi, încă nu sunt în genunchilie. Robert, ascultă-mă ce zic. Lasă, tată, banul, ieși în pahar lângă tine, e bun, trebuie respectat banul, nu contează. Bineînțeles. Lasă-l pe Ilie să zică, știi ceva, Ilie? Mă așez și eu în genunchi, m-ai înțeles? Pun și eu în pahar și timp de 3 ore cotizează și tu. Luăm primul avion, veniți spre tine. Hai că vă aștept că sunt la promenadă aici, la câte, soare. Câte grade sunt? Câte grade sunt? 21. Da. Te-ai ofticat puțin așa, Robert, că n-ați bătut aseară? Da, Horia, te oftici. Știi de ce? Uite, la meciul de la Iași n-ai ce să comentezi. Bă, te-a bătut Iașiul, asta e. N-ai ce să comentezi, dar aseară ai ce să comentezi. Și de ce să nu să decidă lucrurile astea pe teren? Adică, ok, FCSB-ul joacă, dă dovadă de continuitate, lumea spune că echipele mari câștigă și când joacă mai prost. Uite că ei joacă mai prost cu voluntariu, o repriză, joacă pe final de joc mai prost cu Petrolul, fac 6 puncte, bravo lor. Rămân pe prima poziție, dar lasă-mă, dă-le celor de la Rapid ce trebuie să le dai. Că a văzut o țară întreagă, că e penalti. E penalti ăla, cum se duce Maldonado acolo, e penalti. Cum este, uite, ca să fim corect și bine că nu l-a pierdut FCSB-ul și pe Radu Slavescu. Că se duce băiatul ăla, că tot zic, domne, păi se duce din inerție. Păi da, mă, dar din inerție îi rup piciorul ăla săracu, îi face întorsă. Bine că n-a pățit ceva mai grav. Dați-le, mă, ce sunt de dat. Care sunt de dat, dați-le și lăsați-i să se bată între ei. Pe Giuleș, pe Arena Națională, pe Mundur Fuca. Dar voi dați-le, că de-aia sunteți puși acolo. Îi ține și în cabina aia, le pune și 7000 de monitoare. În tir, cum spui tu, în tir. În tir, îi ține în tir acolo, tot îi arată cu mâna la urechi, la gură, la nas. Când trebuie să vorbească între ei, sunt supărați. Nu comunică unii cu alții. Când te întorci, chiar mă să vadă. Când te întorci, o să analizăm amândoi niște faze din timpul meciului, că am mai văzut una. Cred că la Sepsi a ratat penalti și s-a dus fundașul central și l-a luat în brațe pe portar, dar a luat și mingea. Eu am crezut că repetă penalti. Păi era ăla, era pe linia forței. Așa, cu minge cu tot. Da.